Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii InfoStudio. Și în această seară suntem aici să ascultăm problemele cu care vă confruntați și să încercăm să găsim soluții alături de invitații noștri din platoul Informația TV. Tema pe care dorim să o abordăm în ora care urmează face referire la proiectul pe care Primăria Municipiului Satu Mare îl are cu privire la aerisirea cartierelor, îndeosebi despre controversatele dărâmări de garaje. Alături de mine în studio se află City Managerul Municipiului Satu Mare, Dan Băbuț. Bine ai revenit! Bine v-am regăsit! Vă mulțumesc din nou pentru invitație. Sper ca și astă seară să lămurim cât mai multe dintre problemele cetățenilor și să aibă o imagine cât mai amplă despre ceea ce se va întâmpla în următoarea perioadă în localitatea noastră, în orașul nostru. Înainte să începem, vreau să vă reamintesc că numărul este afișat pe ecran. Puteți în orice moment să ne sunați. Invitatul meu este aici să vă răspundă foarte prompt cu privire la problemele cu care vă confruntați, oricare ar fi acestea. După cum bine știți, în ediția precedentă în care domnul City Manager a fost în platoul Informația TV, am discutat despre străzile neasfaltate din municipiul Satu Mare. Am dorit să alocăm câteva minute din această ediție acestui subiect, după care vom trece la tema principală pe care dorim să o abordăm. Profităm de prezența dumneavoastră în studiourile noastre și de decizia pe care ieri Consiliul Local a luat-o în ședința ordinară de acordare de fonduri pentru modernizarea străzilor Diana, Digului și Curtuiuș. Întrebarea mea pentru dumneavoastră ar fi despre ce investiții am vorbit mai exact și când vor vedea cetățenii că se muncește efectiv în acele zone. După cum am spus și în emisiunea trecută, avem două tipuri de lucrări în municipiul Satu Mare, de fapt în toată țara. Una este pe investiții, ceea ce înseamnă că se reabilitează, se fac străzile cele din pământ, cu canalizare, cu fundație, cu tot ceea ce au nevoie. Și una sunt cele de reparații. Ei, în această parte de investiții, într-adevăr, în ultima ședință au fost aprobat indicatorii tehnico-economici, poziții pentru SF-uri, PT-uri și vor urma la unele dintre ele să se semneze, la altele s-au semnat deja contracte pentru dezvoltare pe programul național, pe PNDL. Printre aceste străzi a intrat, bineînțeles, zona Curtuiuș, care cuprinde mai multe străzi, mai exact 4 străzi, strada Agricultorilor, 756 de metri, liniar, strada Busuiocului, strada Curtuiuș 1, strada Curtuiuș 4. Valoarea totală fiind de 6.717,64 de lei, cu tot cu TVA. Durata de realizare este 21 de luni, 3 luni pentru proiect, după care se semnează contractul și 18 luni faza de execuție. Deci de acum în 3 luni de zile ar trebui aproximativ, contractul să... Aproximativ, în funcție de cum semnăm, cum primim banii și așa mai departe. Da, există probabilitatea ca și înainte să se semneze mai repede de 3 luni? Cu siguranță vom primi acești bani în perioada pe când vom și putea să lucrăm. De acum, în perioada aceasta, facem proiectele și din vară vor începe probabil lucrările, 100%. Dar după cum am spus, nu se vor face într-o zi, nu se vor face peste noapte, exact cum se face și celălalt pachet de 17 străzi, nu se vor face peste noapte, au fiecare lot are o perioadă de execuție. Va dura 18 luni. Pentru că sunt mai multe, sunt podețe, 192 de podețe, ca exemplu pe aceste 4 străzi, sunt șanțuri, 4013 metri liniar, sunt canale tehnice unde vor veni toate utilitățile băgate, 2622 de metri, plus 58 de cămine de tragere. Deci nu este o lucrare simplă, se începe de la fundație cu tot ceea ce înseamnă infrastructură. Referitor la celelalte două străzi care au primit fonduri? Celelalte străzi, strada Diana este în valoare de proiectul este în valoare de 4415 lei. Se va începe faza la fel ca și în fază de studiu de fezabilitate, asta s-a și aprobat. De fapt, durata de realizare a investiției ar fi de 12 luni, aici mai puțin fiind vorba doar de stradă, 9 luni faza de execuție, 3 luni faza de proiectare. Și ultima este strada Digului. Da, strada Digului,
Valoarea investiției va fi de 2222,15 lei, durata de realizare 12 luni, 3 luni proiectare, 9 luni faza de execuție. Aș dori să vă întreb ce... Și mai este încă să nu uităm și de strada depozitelor, despre strada acea depozitelor, bucată mică care v-am spus, care m-a întrebat și săptămâna trecută, tot la fel, 12 luni, 3 luni proiectare și 9 luni execuție. Aceeași poveste ca și cu celelalte. Deci în 4 străzi, anul acesta, 6. Cel târziu până la începutul anului 2016, pe aceste 4 străzi, adică Da, și mai avem încă, s-au mai aprobat încă în indicatorii tehnici pentru alte lucrări, cum ar fi drum Carei, modernizare drum Carei. Aici este vorba despre o valoare mult mai mare, fiind vorba de 25.981.000 de lei, care are o durată de 24 de luni, deja fiind lucrarea mai mare. Nu mai este vorba de SF, de PT, pentru că aici sunt realizate, deja licitația este spre sfârșit, săptămâna viitoare vor fi deschiderile. Vom ști câștigătorul, contractul este semnat și va derula mai departe. S-au mai aprobat și indicatorii tehnico-economici pentru reparații capitale la podul decepal, care și asta este o valoare destul de mare, 19.431,22 lei, adică 19 milioane de lei. Asta va fi o lucrare de 18 luni și aceasta. Având în vedere că vorbim despre realizarea unor modernizări de străzi, aici vorbim și despre îngreunarea traficului, într-un fel. Acest lucru cum îl veți rezolva? Acum, în cazul străzii Diana, care este o stradă lăturalnică, n-ar fi o problemă și oricum, din nefericire, așa am preluat și din nefericire, deja acolo se circulă foarte rău, noroi și așa mai departe, cred că nu va fi un mare deranj, chiar o bucurie, zic eu, că în sfârșit intervenim. La fel și celelalte străzi de pământ, Digului sau în Curtiuș. În Curtiuș sunt, într-adevăr, și alte variante. Dacă se închide o stradă, se va lucra pe cealaltă stradă, tot timpul concomitent nu se vor lucra deodată pe toate străzile. Și când vorbim despre drumul Careiului, acolo este un tronson destul de aglomerat. Vedeți, dumneavoastră, pe drum Carei și acolo se vor face cu siguranță pe bucăți. Se va face o parte, urmă pe parte și tot timpul va fi deviat traficul. De aceea, de anii trecuți am început lucrarea la acea centură a orașului care scoate pe zona Cloșca Energiei și afară pe grădinarilor va scoate traficul greu și tot pe acolo o perioadă cu siguranță va fi deviat și traficul. De exemplu, în partea de către Carei, ieșirea spre Carei, de către Real, va fi probabil pe un sens de circulație se va merge și pe strada Bradului se va veni în jos până înapoi la intersecție și va reveni și tot așa va fi pe urmă prin cartier cealaltă parte. Se va lucra tot timpul pe parte, apoi pe cealaltă. Și pe drum Carei, ați văzut, v-am spus și în emisiunea trecută, sunt niște proiecte majore a APA Servului, unde se vor schimba niște țăvi, niște magistrale, de fapt, și asta ne încurcă un pic, de acesta fiind motivul pentru care strada depozitelor, cea mare pe care am vrut să o băgăm pe reparație și o băgăm anul ăsta, de fapt, există chiar acea lucrare acolo. Până nu se sfârșește lucrarea de schimbare a țevii, lucrările a paserului, până atunci nu putem interveni și nici n-ar fi normal să ne apucăm să facem străzi și pe urmă să le spargem. Așa că am cerut APASER-ului, chiar domn primar a vorbit cu cei de reprezentanții APASER și le-a cerut că acele străzi unde avem noi nevoie, energiei, platanului, să fie magnolei, depozitelor și careului să fie prioritare, pentru că acolo avem proiecte în derulare și vorba vine acolo, sunt cele mai mari probleme acum. Acestea fiind spuse, vreau să vă spun, dragi telespectatori, încă o dată că numărul este afișat pe ecran, puteți să sunați în orice clipă. Invitatul nostru este aici pentru a vă răspunde la toate întrebările pe care le aveți și doresc să
Trecem la tema principală pe care am ales-o pentru această seară, și aceasta fiind demolarea garajelor. Care este numărul total de garaje pe care primăria dorește să îl dărâme în anul 2015? Am să vă răspund și la această întrebare. Întâi aș vrea totuși, vis-a-vis de străzi, dacă toți suntem la străzi, am vorbit despre cele de investiții, vorbim și despre cele care le facem din bugetul propriu, vă rog frumos. Unde vor fi implicate multe lucrări și, într-adevăr, va fi un deraj probabil pentru cetățenii Sătmarului, mai ales în zona centru, unde vom face aceste pietonale și vom pava toată zona. Vor fi trei pietonale, avem un proiect, trei pietonale mai importante, Coposului, împreună cu platoul din centru nou, vine spre centru, spre Piața Libertății. Va fi cealaltă pietonală, Hamianoș, care vine de la piață, de la Piața Mare și de tot în Parcul Libertății, și va fi încă un pietonal mai mare și una mai mică, cea mai mare fiind strada Horia, pe care dorim să o închidem, să o transformăm în pietonală, să legăm teatrul și tribunalul de centru, și pietonal vorbind, și mai este cealaltă mică care e și existentă, dar nu arată pietonală, cea de la Filarmonică. Deci să înțelegem că dacă Viteazul veți închide centrul, să fie doar circulat doar pe jos, nu și cu mașinile, problema parcărilor înseamnă că este deja rezolvat. Aceste trei pietonale se întâlnesc în centru, da? Una dintre ele se va transforma din stradă în pietonală. Pentru acea stradă, da, încercăm de fapt să rezolvăm problema și cu siguranță vom rezolva. Vom face o parcare pe locul situat, unde a fost situat Teatrul de Vară, dacă știți unde e. Acolo va fi amplasat o parcare cu 220 de locuri de parcare, ceea ce va substitui parcările de pe Horia și va da un plus de parcări în centru. Va avea ieșiri și spre Gheorghe Lază, și spre 1 decembrie, și spre centru, adică va deservi și zona de policlinică și zona de tribunal, adică spre Horea va avea o ieșire și va avea ieșire și spre Parcul Libertății. Haideți să revenim la ceea ce am dorit în seara asta să lămurim. O să vorbim despre astea altă dată, în altă emisiune, eventual, că mai sunt multe de spus, multe proiecte. Cu siguranță, nu e, sper să nu fie ultima dată când veniți în platoul nostru. Deci, despre garaje. Câte garaje veți demola în 2015? Eu vă spun, să începem cu începutul, eu vă spun în o situație despre tot orașul. În oraș, la ora actuală, sunt în total de 2655 de garaje pe mal stâng, adică pe partea de cartiere. Micro 16 nu mai sunt deloc, în cartierul Micro 14 mai sunt 391 de garaje, Micro 15 mai sunt 471 de garaje, în Micro 17, aici este recordul, au fost mai multe și ca în 16, 982 de garaje, în cartierul Soarelui 259, Carpați 177 și Carpați 2 385. Doresc să vă întrerup pentru o secundă, să nu vă uitați ideea, doamna Florica este cu noi la telefon. Alo, ne auziți? Vă rog. Alo, bună seara! Bună seara, vorbiți puțin mai tare! Bună seara! Bună seara! Vă auzim! Da, bună seara! Aș dori să întreb invitatul dumneavoastră în legătură cu strada proiectantului. Bineînțeles, pe strada proiectantului a fost prima stradă pe care s-au demolat garajele, nu în anii aceștia, în ultimii 5 ani, mai de mult. Dar strada, din păcate, este plină de gropi. Se face ceva pe stradă? Sunt lucrări în derulare sau așteptăm? Pentru că pe celelalte străzi am văzut, în Micro 16 este foarte frumos, garajele s-au demolat, sunt amenajate parcările, strada ne deranjează numai foarte tare cu gropile multe. Mulțumesc frumos, la revedere! Da, am să vă răspund, din păcate timpul nu ne-a permis să vorbim și despre celelalte străzi, dar proiectantul este una dintre străzile care se va amenaja, începând de la Ghelea Șandor până la Poiana Codrului, până la Pod. Cealaltă parte este pe investiții, tot anul acesta se va realiza această investiție, acea legătură de pe digului ca să urce pe pod,
mașinile din micro 16 și așa va și fi dirijată circulația, încât se va intra de pe careul în 16 și se va ieși de pe proiectantului. Deci este prinsă strada, doar că n-am avut noi timp să povestim acum despre străzile care le avem din buget propriu. Domnul Mureșan a intrat în legătura directă, nu a vrut să fie și auzită, dar întreabă. Când se vor putea face sesizări pe site-ul primăriei? Se pot face non-stop și acum primim sesizări în fiecare zi. Unde mai exact, dacă tot întreabă? Este o secțiune specială sau? Da, este o secțiune specială. Intră pe site-ul primăriei, nu mai știu acum exact să spun adresa, și acolo apare sesizări. Poate să-și lasă mesaj în cartea de oaspe. Poate să-și lasă orice mesaj, îl luăm ca și sesizare și răspundem în 30 de zile. Dânsul spune că s-a putut, într-adevăr, înainte, dar acum nu se mai poate. Și acum funcționează. Să vă aduc eu sesizări, să le vedeți. Acum n-am la îndemână un calculator, ca și intra eu personal să las o sesizare pe site-ul primăriei. Funcționează și acum, cum să nu funcționează. Legat de primim garaje. Și în limba maghiară sesizări, și în limba română, deci este deschis. Oricine poate să lasă. Este mesaj în carte de oaspeți, poate să lasă oricine. Legat de garaje, v-ați pregătit, să spunem altfel, pentru garajele, pentru noile demolări de garaje, având în vedere că aveți deja experiența revoltelor din micro 16? Să-mi termin ideea, să vă mai spun pe mal drept, mai sunt încă un total de 779 de garaje, nu mai spun fiecare unde sunt aranjate. Noi avem o situație pe fiecare străduță, cu un garaj, cu două, exact poziția lor la fiecare dintre garaj. Bineînțeles că atunci când ne-am început pe acest drum, bineînțeles că ne-am documentat foarte bine ca atunci când vine timpul să intervenim pe câte un cartier, să putem să-l facem repede și să nu mai așteptăm după tot felul de tertipuri de ne dați în tribunal și așteptăm și 50 de ani tot ne dăm prin judecată și nu se întâmplă nimic în orașul nostru. Atunci explicați-ne cum se procedează. Primesc oamenii somații acasă când și în cât timp trebuie să se supună, să spunem, deciziilor? Oamenii vor primi o somație începând din data de 2 până în data de 4, în care vor avea un termen de 15 zile să-și demoleze garajele. Toată lumea cine primește această sesizare, care este una globală pentru toate garajele, nu este dată pe persoană fizică sau așa mai departe, deci nu este un instrument prin care poate să ne dea în tribunal, este doar o solicitare a primăriei prin care dorește să-și elibereze terenul, care aparține primăriei, statului român. Bineînțeles că atunci vor apărea o grămadă de persoane care vor veni cu tot felul de autorizații de construcție, care și vin și acum, că am tot anunțat prin presă, să pregătească oamenii, să aducă documentațiile care cred că le au, să le dăm un răspuns, să le explicăm de ce vor fi demolate oricum acele garaje. Și pe urmă va mai veni încă o sesizare undeva prin 17-18 februarie, care va fi tot de 15 zile, până când va fi un ultimatum, până când va trebui să-și demoleze de tot cei care nu și-au demolat încă în garajele. Costurile demolării, cine le suportă? Costurile le suportă fiecare, dacă și le demolează singur, bine ar fi. Dacă nu, le va demola primăria și ca micro 16 celor care nu le demolează, le va fi pus la impozite și taxe, va fi pusă factura și va trebui să le achite înainte să-și schimbe. Și înțelegem că oamenii, orice ar face, nu pot să scăpa nici de demolarea garajelor și nici de... Nu, și nici nu este normal. Nici nu este normal ca pe bani publici să demolăm garajele, deși este o lucrare publică, dar nu este normal ca unii dintre ei să-și demoleze cu propriile forțe și să mai recupereze ce pot să recupereze din ea și alții să stea doar cu mâinile în sân, să se uite și să nu plătească nimic sau pur și simplu am garajul, las acolo, să facă cine ce vrea cu el. Nu este normal. Fiecare trebuie să-și demolează sau, dacă nu, să plătească pentru asta. Noi avem un contract cu o firmă, un contract pe 6 ani, care face aceste demolări, care se ocupă de aceste demolări și de curățirea terenului pe urmă, așa că facturile vor merge direct proprietarilor. Având în vedere că omul nu are autorizație, deci nu este înregistrat acel garaj nicăieri, de unde știți cui să-i trimiteți?
Păi în cazurile unde la taxi și impozite sau... În cazurile unde nu vom ști, dar vă spun, din toate garajele pe care le-am demolat în micro 16, la toată lumea le-am găsit proprietarii. Chiar dacă nu sunt înregistrați cu autorizații, poate își plătesc taxă la impozite. Dacă nu plătesc taxă la impozite pentru ocuparea domeniului public, atunci îi găsește poliția locală, face niște anchete, întreabă de vecini, în stânga, în dreapta, cine folosește garajul și tot se găsește până la urmă persoana cine... Dar credeți-mă că atunci când e de demolat garajul, toată lumea vine la el. Cu siguranță. Colegii din regie îmi spun că o persoană întreabă. Există o porțiune de trotuar între strada Oituz și poarta școlii Bălcescu, care nu a fost niciodată trotuar în adevăratul sens al cuvântului. Când anume se va rezolva problema? Cum am spus, atunci când facem bugetul pentru primărie, pentru reparații, cum am făcut și anul acesta, l-am pregătit, ăsta este mal drept, numai o secundă. Aici avem mal stâng, să vedem la trotuare. Lucrăm cu covor asfaltic, trotuare, avem un total de 39.650 de metri pătrați. Unde chiar am avut sesizare din partea domnului director de la școală. V-am spus că ne notăm toate sesizările și unde sunt priorități din bugetul pe care îl avem, încercăm să rezolvăm problemele. Am avut deja o sesizare, l-am prins și se va face anul acesta și acel trotuar. Dragi telespectatori, vreau să vă reamintesc că numărul este afișat pe ecran. Nu ezitați să puneți mâna pe telefon, să ne sunați. Invitatul nostru este aici pentru a vă oferi toate răspunsurile la problemele cu care vă confruntați. Bun, acum m-ați întrebat câte vor fi acele garaje pe care dorim să le demolăm. Din totalul acesta de 3444 de construcții ilegale sau de tip garaj, să le spunem că nu sunt ilegale, doar au avut oameni niște autorizație, majoritatea, sau unii, mă rog, în total ne axăm în felul următor. Pe cartierele Soarelui, Micro 17, Carpați 1, Carpați 2, este un total de 1839 de garaje. Acestea sunt și cartierele cu care veți începe anul acesta? Da, exact. Acestea sunt cartierele cu care vom începe și cu siguranță vom face aceste investiții. V-am spus că sunt în funcție de bugetele pe care le avem, dar acestea precis vor fi prinse. Sunt într-o suprafață totală de proiectate pentru parcări de 37.000 de metri pătrați de parcări. Vreau să vă întreb, ce veți face dacă oamenii vor face front comun și se vor pune în fața utilajelor care vor să le dărâme garajele? Ați văzut cum se procedează în astfel de situații? Ați văzut ce s-a întâmplat și data trecută. Vom veni cu hârtiile în regulă, va fi poliția locală, va fi jandarmeria prezentă și cu siguranță îi va ridica. Dacă vor face probleme, cu siguranță vor fi amendați și e păcat ca pentru un garaj sau pentru un acaret care oricum va dispărea, e păcat să ia o amendă sau să-și facă probleme cu legea, pentru că chiar nu asta este intenția noastră. Eu sper ca toată lumea să înțeleagă și Micro 16, am avut foarte puține persoane care au pus rezistență mai mare, au fost care au comentat, bine, toți proprietarii în general, nimănui nu i-a făcut mare plăcere, nu chiar nimănui, au fost și care au înțeles, dar majoritatea au înțeles până la urmă și când au văzut sesizările și când am văzut că se începe într-un colț cu demolarea, deja am văzut că toată lumea venea și își demolau singuri și își duceau. Au văzut că nu e încotro și toată lumea a început să-și demoleze singur garajele. Bineînțeles, mai sunt și unele garaje care sunt construite foarte puternic, nici nu mai există proprietarea aceea de pe vremurile acelea, unde sunt planșe și așa mai departe, este greu să le demolezi și acolo intervenim și noi și ajutăm să le demoleze. Există persoane care au garaje construite în 1990, după Revoluție, pentru care susțin că au autorizație. Acestea cum vor fi dărâmate? Deci toate... În ce context? Din moment ce omul are o hârtie care să ateste că eu am autorizație de construcție acestui garaj? În principiu, cam toate autorizațiile, eu v-am adus aici câteva tipuri, că sunt vreo 3 tipuri sau 4 tipuri de autorizații care au fost emise, dar în principiu toate au fost date în perioada anilor 90, 90, 91, 92, poate și mai repede 89, prea puținele mai avem noi sau dânsii.
Toate aceste autorizații au fost emise pe terenul primăriei a statului. Persoanele respective care au construit acolo au știut că construiesc pe terenul statului și au primit autorizație pentru construcție provizorie. Iau autorizație pentru construcție, nu și pentru teren. Terenul fiind a statului român, are dreptul să-și îl ceară oricând înapoi. Mai ales acum este și legea 101 care ne ajută. În momentul în care avem o lucrare de utilitate publică, nici nu mai trebuie să intrăm pe nimeni, ci pur și simplu să ne ducem proiectele la îndeplinire și dacă vor, pe urmă, poate să ne dea în tribunal, oricum va avea aceeași soartă. Ca să înțeleagă spectatorii, să fiu mult mai concret, toate autorizațiile care sunt emise, 17, de exemplu aici, parcări acoperite, da? Mai sunt care sunt parcări cu, cu cadru de beton și construcție de ciment și așa mai departe. Ca și aceasta, de exemplu. 34 module boxe de garaj pe fundație de beton, structură de rezistență din beton armat prefabricat. Da? Toate aceste autorizații sunt provizorii. Chiar dacă pe unele dintre ele scrie clar că sunt provizorii, pe unele nu sunt clar, dar la noi în acte apare, ei au doar prima pagină, noi avem tot dosarul, apare că sunt construcții provizorii sau scrie clar că sunt pe terenul statului. Toate tot aceste... sunt persoane care au cumpărat. Ei susțin că au cumpărat respectivul garaj. Asta. Toate aceste persoane care au avut exact aceleași autorizații, micro 16, acum sunt la pământ. Și unele dintre ele, prin unii avocați care probabil voiau să-și facă reclamă, deși știau de la început ce se va întâmpla, toate acele procese au fost câștigate, ca să înțeleagă. Doar că noi nu am mai stat să ne dăm prin tribunale și să pierdem timp să nu putem să ne facem proiectele. Deci toate proiectele acestea care au fost duse autorizații și au fost date în tribunal, toate, fără nicio problemă, toate au fost câștigate. Deci, este clar, primăria are dreptul să folosească terenul, terenul este al primăriei, au primit o autorizație de la primărie să poată folosi terenul primăriei, dar tot așa primăria poate să-l ia. Orice scrie în autorizație. Autorizație de construcție, când o ai acasă pe terenul tău, ți-ai construit acasă la tine o... atunci ești proprietar. Este terenul tău, este autorizația ta de construcție pe terenul tău. Acum o simplă autorizație de uz a terenului nostru. Revin și vă întreb, ce se fac oamenii care susțin că au cumpărat garajul de la foști proprietari? În cazul lor, ce se întâmplă? E aceeași situație? Pe aceeași situație vă povestesc. Atunci când au cumpărat acele garaje, cu siguranță nimeni n-a venit să le dea un titlu de proprietate, n-au fost înscrise în CF, nu au avut acte pentru asta. Au avut o simplă autorizație. Este ca și cum aș merge eu să-mi vând chiria cuiva pe ceva ce nu e al meu. Adică eu stau în apartamentul statului, dar mă duc și-ți vând ție chiria. Adică vinzi ce? Nu vinzi nimic. Că nu ai ce să vinzi. Au cumpărat un bun pe care probabil știau cu bună știință că o să-l folosească până la un anumit punct. Și cei care și-au construit aceste garaje știau atunci când au primit aceste, uitați pe asta scrie clar, autorizație provizorie, pentru construcție provizorie, știau în acel moment când le-au construit că va veni probabil un moment când va trebui să le spargă, să le distrugă, că nu sunt pe teren. Da, spera probabil oamenii că acel moment va fi... Și a fost, să mă ierte Dumnezeu, ianuarie 1992. Au trecut 24 de ani aproape. 24 de ani sunt acum, că e 1 ianuarie, da. 24 de ani de atunci. Au folosit 24 de ani acele garaje. Au folosit terenul statului. A venit timpul să mergem mai departe, să ne modernizăm și să aibă toată lumea. Dați-vă seama, v-am spus asta în prima fază în cât am făcut noi calcule. V-am spus, în total, în loc la aceste 1892 de garaje, ca să înțeleagă lumea, se vor face o suprafață proiectată de 37.000 de metri pătrați de parcări, în valoare aproximativă de 9 milioane de lei. Deci nu se sparg acele garaje doar ca să, de dragul lumii. Se fac parcări, 37.000 de metri pătrați de
parcări, sunt locuri foarte multe de parcare. Cu siguranță iar vom crea undeva la între 2500-3000 de locuri de parcare, în loc la 1800 de garaje care arată cum arată. Noi vom dubla, poate chiar tripla locurile de parcare, ceea ce este foarte necesar. Dacă vedeți și micro 17, la fel ca micro 16, mașinile stau în stradă, stau unde apucă, pentru că n-au unde să parcheze. Curțile de bloc, în loc să aibă parcări, stau garaje pe zonă verde, multe dintre ele, bine, asta este și probabil și o lipsă de procedură sau cel puțin nu s-a stabilit terenul unde au primit doar o autorizație de construcție și toată lumea a construit unde i-a apucat, că nu s-a specificat acolo și acolo fiind terenul statului, nu fiind terenul lor, le-au pus pe zonă verde din start. Se poate demula, nici nu mai trebuie să-l întreb, pentru că stă pe zonă verde și n-are voie. Deci toate au fost puse unde aiurea. Unde a fost primăria în momentul în care omul de capul lui s-a pus să construiască pe zonă verde, i-a tăiat capul? După Revoluție, prin 90, probabil, la cât de mandat a fost și s-a dat la oricine orice, s-au dat păduri, nu loc pentru gara, s-au dat păduri în țara asta și construcții și așa mai departe, care cum au apucat. Vă dați seama ce a fost atunci, cum am putea noi să răspundem unde a fost primăria în 90? Nicăieri. Rețineți-vă ideea, domnul Ivan este alături de noi. Alo, vă auzim? Domnul Ioan, mă scuzați. Alo? Alo, ne auziți? Alo. Vă aud, spuneți. Puneți televizorul pe mut și haideți să povestim. Spuneți. N-am niciun televizor în camera asta care funcționează. Vă ascultăm, domnule Ioan. Este un garaj în micro 17. Vorbiți puțin mai tare, dacă vă rog frumos. Micro 17 este un garaj a unui om care a plecat în Belgia de ani de zile. Și eu acolo îmi țin un motor. Pe timp de iarnă numai, vara nu. Și acum zice că se strică garajele acolo. Care-i situația acolo? Pe lângă Dic. Vă mulțumim pentru intervenția. Probabil domnul Ioan ar vrea să știe când se vor demola și... Am avut și această problemă în care proprietarii și-au închiriat garajele. În principiu, vă dați seama, ar trebui proprietar, că nu sunt proprietar, adică celui care îi aparține pe numele cui autorizația sau cine a făcut construcția. Avem noi de unde să știm cine folosește. Noi dacă acel garaj nu este demolat în momentul când intervenim, cum am spus, într-o zi se va interveni la toate garajele, exact ca și micro 16, ca să nu fie discuție. Se va interveni forțat. Dacă da. Nu... De ce aici ați demolat, de ce dincolo nu demolat? Se va interveni în toate cvartalele. Luăm micro 17 și în fiecare cvartal se va merge, se vor da jos ușile, dacă nu vin să-și ia lucrurile, vor fi puse afară și vor fi demolate garajele la rând, fără excepție. Chiar dacă durează o zi sau două, dar în prima zi cu siguranță se vor deschide toate ușile și se va dărâma tot ce se poate în toate locațiile deodată. Deci nu va fi lăsat niciun garaj fără să fie demolat. Dacă omul se vede că a început să-și demoleze și este în lucrări, nu avem nicio problemă, se-și demolează garajul, pentru că nu avem pretenția să demoleze într-o zi. Sunt care și atunci când intervenim noi, atunci se trezesc, chiar se întâmplă și încep să-și demoleze. Cei care sunt mai gospodari și au lucrurile, poate îl folosesc la țară, poate îl folosesc în alt loc, își iau materialele și le refolosesc unde pot, au încă o lună, de fapt au avut un an și ceva de când tot spunem treaba asta, în care puteau să-și demoleze. Din câte știu, deja au început unii oameni să înceapă să-și demoleze, măcar să-și poarte lucrurile din garaj ca să fie gol pe ultima. Atunci. Dar este foarte clar, toate se vor demola fără excepție. Tot așa, o categorie de persoane care au garaje spun: am concesionat în 1990 terenul de sub garaj pe o perioadă de 49 de ani. Acum primăria vrea să vină să-mi demoleze garajul. Eu sunt dispus să dau în judecată primăria. Și întrebarea ar fi, are bani primăria pentru a despăgubi oameni care și-au concesionat terenurile de sub garaje?
Încă n-am văzut această situație cu teren concesionat. M-aș mira că cineva concesionează terenul pentru un garaj. Se concesionează pentru ștran, se concesionează un contract, se concesionează niște terenuri mai mari pentru niște investiții mai mari. Dar ca și în fiecare contract de concesiune sunt două părți. Și orice contract de concesiune, atunci când una dintre părți dorește acest lucru, se poate demora. Exact cum domnul ar zice, nu mai vreau să plătesc chirie sau, mă rog, pentru concesiune, nu mai vreau acest teren, vreau să mă retrag mai repede, se retrage exact așa, poate și cealaltă parte să se retragă. A fost concesionat de la cine? De la primăria Satu Mare, dar vreau să vă întrerup, domnul Ludovic este cu noi la telefon. Alo, vă auzim? Alo, bună seara, vă aud. Vorbiți puțin mai tare, dacă vă rugăm frumos. Bună seara, vă aud. Spuneți, domnul Ludovic. Așa aveam o întrebare. Cu banii ce se ia de pe parcările, în locurile, garajele care demolate și făcute parcările, ce se face? Ce se întâmplă cu el? Da, să vă răspund foarte repede și foarte scurt, este foarte simplu. Banii care intră la parcări și se folosesc strict la parcări, se reinvestesc. Ca și cum, ca să vă dau exemplu, anul acesta se acaziționează undeva la 16 bancomate de acelea în bancomate, tonomate pentru bilete. Se reinvestesc în parcări, se refac alte parcări, se marchează parcările. Deci banii rămân doar acolo la parcări. Nu pleacă nicăieri. Da, dacă nu vă întreb, înțeleg că, dar pentru o parcare cât se plătește pe anual? 180 de lei la domiciliu. La domiciliu, fiecare an trebuie să reînnoiești? Dacă doriți mai departe concesiunea lui, adică închirierea locului. Mulțumesc. Dar repet și aici, nimeni nu va fi obligat în aceste parcări pe care le amenajează primăria, ca să se înțeleagă, la fel este situația și micro 16, poate și acolo sunt încă nelămuriți, nu sunt obligați să-și concesioneze loc. Dacă își găsește loc de parcare, dar în fiecare zi altul, adică nu unul care să fie al lui, nu este obligat. Vor fi puse afară tablele cu parcare la domiciliu, dar nu ești obligat să îți iei acel loc. Și pe tot locul vor fi 10%, ca așa spune legea, 10% locuri libere, care nu avem nevoie nici să le închiriem, chiar dacă sunt solicitări. Pentru că mai vin musafiri și așa mai departe în fiecare. Dacă sunt 300 de locuri de parcare, 33 lăsate la liber, pentru că mai vin și musafiri la oameni și trebuie să parcheze. Așa spune legea, în primul rând. Dar, repet, nu este obligat să își ia nimeni, primăria nu obligă pe nimeni să își închirieze loc de parcare. Poate să rămână la liber, unde îți găsește, în fie, ca și până acum. Dacă dorește să aibă locul lui special, atunci aș ia un loc. Dacă dorește și mai mult, ca să nu aștepte după acea persoană care vine și blochează locul de parcare, face solicitare, vin cei de la trafic, vine poliția locală, îi amendează și el își ține mașina până atunci afară. Dacă nu dorește acest lucru, își poate achiziționa pentru el acel blocator, care îl plătește odată, vine, îl montează ADP-ul, rămâne lui, poate să-l vândă mai departe când se mută sau deci dă locul de parcare altcuiva, îi rămâne lui, îl plătește o singură dată, costă în jur de 300 de lei, se montează și atunci nimeni nu mai poate să blocheze locul de parcare. Dimineața când pleacă, ridică și nu mai poate să se ocupe nimeni locul. Vă mulțumim foarte mult pentru telefon, domnule Ludovic. Mulțumesc! Bună seara! Domnule Băbuț, după cum bine știți, ne place să vorbim pornind de la lucruri concrete și în acest context noi astăzi am fost prin mai multe cartiere să întrebăm cetățenii care se aflau lângă garaje, în garaje, parcau, veneau de la muncă, ce părere au despre demolările acestea. Vă propun să urmărim materialul și să comentăm pe baza lui. Sigur că da. Să-mi spuneți, sunteți de acord cu demolarea garajelor din cartierul Carpați 1, Carpați 2? Între blocuri sunt de acord, dar nu în afară cum e aici, că aici cred că e teren privat. Nu știu ce caută ei aici. Și ori, nu știu, în timp să-și elibereze ceva, să construiască. Iar ei a ocupat trecerea de bicicliști și a făcut parcări. Cabinete în tot satul mare, e strigător la cer ce fac ei. Și numai unde e de chef, acolo toți. Toți. Govor, Ștef și toți. Noastră aveți garaj? Da, am aici. Și când veți primi somație să-l demolați, vă veți supune? Nu, eu îl demolez. Ce să fac? Poți să te supui?
Păi fiu contra tuturor, ăsta se ferește, tot se feresc. Dacă fac loc de parcare, altele acoperite și cu intrări și cu ca să pot închiria, foarte bine. Nu vă deranjează că... Da. Bă, da, e un aspect urât, într-adevăr, dar să mai facă și alt tip de garaje, știu eu, cu taxă, cu știu, nu știu ce să zic. Intenția lor este aceea de a face parcări și nu garaje acoperite. A, parcări? Foarte bine, foarte bine. Părerea mea, dacă nu sunt garaje închise, mă rog, să perceapă și o taxă, o chirie, nu e nicio problemă, dar sunt mașini care nu sunt foarte performante și se fură benzina din ele. Cum îi speță mașina mea sau la alți vecini, li se taie furtunul de la benzină, nu? Și atunci, siguranța este cea care vă preocupă. Asta mă preocupă, e normal. Și nu numai pe mine, pe mai mulți, cu mai mulți vecini cu care am vorbit. Li s-a întâmplat. Mașinile sunt în exterior, parcate așa în fața blocului, infractorul vine, nu? E ca bună ziua, zic eu, de limpede. Să se facă parcări, dar părerea mea ar trebui niște garaje închise pentru care să se perceapă taxe, chirii. Pe noi e o intenție foarte bună, domnule, adică nu e bună pentru cei ne avem garaje. Prin principiu, dacă tot demorează aceste garaje, domnul meu, de ce nu face o copertină acoperită? Ca să nu, cele 2 milioane, nu plătim atâta pentru un apartament, cât ne costă 6 metri pătrați. Să pun o copertină, nu plătim atâta pentru un apartament care de 70-80 de metri pătrați, cât cere primăria pentru asta. Ați primit somația ca să de demolarea garajului? Încă nu. Încă n-a venit aici, la noi, dar în principiu așa se zvonește că va veni. Și ce veți face când veți primi somația? Vom dorma garajul și mai departe o să vedem ce se întâmplă, nu știu ce se spune. Păi nu e idee bună, dar până ce să facem? Dacă asta e o hotărât, eu nu mă pot opune. Deci dacă va veni cu somația, veți dărâma garajul? Păi dacă o dărâma ei, nu dărâm. Păi având garajul aici, nu tare mi-ar convine dacă s-ar putea cumva autoriza sau legal face cumva să avem multe lucruri pe care nu avem unde să le ținem. Ideea ar fi dacă s-ar putea autoriza cumva, plătim la stat, impozit, tot ce trebuie. Am ținut mașina afară și mi s-a umblat la rezervor, deci într-adevăr, deci poate siguranța nu o să fie așa maxim, deci cum să spun. Aveți o întrebare să adresați autorităților? Păi dacă s-ar putea să rămână și în continuare pe o perioadă mai lungă, eu știu, pe parcurs până ce s-ar putea soluționa cazul. Mai bine ne-ar cere să punem, să plătim, pentru că eu am fost la Administrația Finanțelor Publice și am declarat că există acest garaj. Nu cred că rezolvă mare problemă locurile de parcare aici în cartier. Oamenii au investit, eu de exemplu l-am cumpărat de la o persoană care și există ceva cerere aprobată la primăria Satu Mare, am înțeles de la cine am cumpărat după anul 90, prin 92-93, că inițial au fost au fost construite și am înțeles că au fost dărâmate și după aceea s-a intrat în așa zisă legalitate. Deci singura problemă asta e, pune impozit pentru ele, să plătim, eu sunt dispus să plătesc, poate chiar și dublu cât ar fi locul de parcare, pentru că nu-mi convine să înțămă și în afară. Și nu arată chiar atât de rău, oamenii au avut grijă de ele, sunt aliniate, sunt ok, eu așa văd. Intenția e că care s-a autorizat să le lăsăm pace. Deci să, domnule, s-a dat o autorizație, nu s-a dat pe două zile, sau pe, s-a dat o autorizație normală, nu? Eu cred că celelalte care sunt făcute, deci mai, nu sunt uniforme ca și astea, n-am nimic împotrivă, dar astea care sunt autorizate și astea ar trebui să le lese. Dacă primiți somația acasă, să vă dărâmați garajul, ce veți face? Nu știu, o să mergem cu hârtiile sus, să vedem că ce zice și primarul și o să ajungem la un numitor comun cu el, nu știu. Părere foarte proastă. În primul rând, nu toate ar trebui dărâmate. Sunt de acord că trebuie, unele nu corespund cerințelor, dar asta nu înseamnă că toate ar trebui dărâmate. Deci, de pildă, garajele de aici, eu zic ca pildă.
Aici stau lângă gardul școlii, protejează școala, copiii nu sar gardul și așa mai departe. Sunt care sunt în mijlocul între blocuri, ele ele sunt de acord și eu. Dar aici, nu, aici depinde de hotărârea primăriei. Dar o părere foarte proastă, deci eu nu sunt de acord cu asta. Și majoritatea desănătarilor de garaj, toți sunt împotrive, înțelegeți? De când veți primi somația de la primărie să vă dermați garajul, ce veți face? Unicul lucru care îmi rămâne, mă scuzați de expresie, îmi rămâne să-mi aprind paie în cap, mai mult nimic. Ce pot să fac? Nu pot să merg împotriva autorităților. Dacă ei decid, asta e, dar nu, ei nu mă întreabă mine că am autorizație pentru garaj sau n-am autorizație. Ei nu întreabă așa ceva, mă înțelegeți? Eu, de pildă, am autorizație pentru garaj, plătesc impozit pentru el. Și dacă primesc somații, ce fac? Nu, oricum, nu pot hotărâ nimic, absolut. Numai să mă revolt, atât, dar cu asta rămân. Am revenit în platoul Informația TV. Alături de noi se află City Managerul Municipiului Satu Mare, Daniel Băbuț. Puneți mâna pe telefon, numărul este afișat pe ecran. Invitatul nostru este aici să vă răspundă la toate întrebările pe care aveți legate de tema pe care am abordat-o în această seară, dar și legate de alte probleme cu care vă confruntați. Domnule Băbuț, din câte am putut observa, oamenii au o temere față de autorități. Ei spun că nu se pot pune cu o forță care îi depășește. Ceea ce vreau să vă întreb este dacă este bine că oamenii, mai să zicem, vă știu de frică, nu dumneavoastră personal, primăriei municipiului Satu Mare, în aceste situații. Nu așa trebuie să punem problema. Problema trebuie să o punem că mai simplu, adică trăim într-un oraș civilizat, trăim într-o lume civilizată, oriunde ai merge, în orice țară ai merge, pe tot locul lumea are frică de autorități, pentru că de aia sunt puse acolo, în primul rând. Nu știu dacă mergi în Germania sau oriunde mergi, nimeni n-are curajul să facă prostii, să arunce mizerie pe stradă, pentru că sunt niște amenzi care vis-a-vis de noi sunt mult mai mari și sunt mult mai stricți ca și noi. La noi chiar este o libertate foarte mare vis-a-vis de treaba asta. Adică suntem mult mai maleabili ca și cei de afară. Acolo se poartă de frică cu adevărat. Aici la noi mai puțin, da. Să sperăm că eu merg pe ideea oamenilor de înțelegere că vrem să facem ceva. Nu? Noi nu mergem să le stricăm garajele ca așa dorim noi, pur și simplu. Vreau să vă întrerup puțin. Domnul Claudiu este cu noi la telefon. Alo, ne auziți? Alo? Da, vă aud. Spuneți, domnule Claudiu. O întrebare scurtă. Vreau să știu dacă în micro 14 sunt garaje care se vor dărâma. Da, sunt și micro 14 garaje. Nu pot să vă spun exact dacă anul acesta se vor dărâma, dar pot să vă spun exact câte garaje sunt. 391 de garaje sunt. Dacă mă întrebați, vă spun și strada, dacă mă întrebați care garaj este. În principiu și alea se vor demola, da, toate. Păi în zona Prahovei. Mai exact nu știți. Sunt garajele alea din beton, aliniate acolo, aproape de Neajlov. La zona Neajlov, acolo apar deja. Alea Neajlov sunt 130. Și zona pieței Someșu iarăși. Așa, alea Neajlov pe lângă blocurile C8, C9, C6 sunt 130 de garaje, pe lângă C7 3 garaje, pe lângă piața Someș, tot pe Neajlov și blocuri turn 12 garaje. Le știm pe toate. Se vor demola în principiu toate, mai ales că acolo este un spațiu destul de mare unde se poate face o parcare foarte mare, care ar deservi toată zona. Ar fi frumos. Așa ne dorim, să fie frumos. Vă mulțumim, domnule Claudiu, pentru telefon. Okay, cu siguranță, domnul Claudiu nu era proprietar de garaj și era unul dintre ceilalți conducători care se bucură de idee. Dar să știți că una peste alta, vă spun că și proprietarii, foștii proprietari de garaj, acum le spun proprietari, deși, mă rog, nu sunt proprietari, că nu-i terenul lor, până la urmă au înțeles ideea, chiar totodată au intrat în discuții cu noi atunci când am amenajat pe parcările cu tot felul de doleanțe. Acest lucru le cerem și acum, acolo unde doresc și teren de joacă să vină,
Nu sunt proiecte bătute în cuie, gata, aici facem asta. Unde este zonă verde, vor să amenajăm și o parte din ea cu zonă verde, să facem un loc de joacă de copii, foarte bine venit. V-am spus, am prins acum 40 și ceva de terene de joacă pentru copii care vrem să le amenajăm, să sperăm că avem atâtea locuri unde să le amenajăm. Doamna Ioana se află la telefon. Mariana, mă scuzați. Alo, ne auziți? Alo. Da, vă auzim, doamna Mariana. Bună seara. Deci aș dori să vă întreb dacă, nu știu, ce alege sau ce e asta din partea autorităților, dacă este valabil pentru toată lumea, adică toți sunt mărăni. Deci demolarea garajului. Deci, încă o dată repetați întrebarea. Pentru toată lumea sau bine mersi unii rămân cu garajele și alții... Da. Este o întrebare cu răspuns. Este o întrebare cu răspuns foarte simplu. Da, la toată lumea să delămă garajul. Dacă mergeți acum Micro 16 să verificați și dacă găsiți vreun garaj. Micro 16, de aceea vă și mai știți vreun garaj în Micro 16? Care stau bine, mersi. Mai dacă îmi spuneți adresa, mergem acum și le demolăm. Nu, deci eu stau pe Universului, da, am parcare rezervată. Da? Plătesc și încă aș mai dori să știu dacă această plată cum se face? Adică se plătește tot anul? Că am înțeles că dacă nu plătești... Da, se plătește pentru tot anul. Acum, dacă mai sunt, mergeți la jumătatea anului și mai sunt mai 6 luni, plătiți doar pe 6 luni, nu plătiți taxa pe tot anul. Dar se plătește pe un an întreg. Din ianuarie până în ianuarie. Deci asta este obligatoriu? Nu este obligatoriu. Dar nu aveți locul rezervat al dumneavoastră atunci. Deci dacă nu plătești, deci vă spun așa, deci plătesc pe 6 luni de zile, atunci da, nu pierd rezervarea. Pe 6 luni de zile este locul dumneavoastră. În principiu, da, eu așa știu și nu vreau să vă contrazic, se plătește pe tot anul. Plătesc pe un an, ori am pierdut rezervarea. Poftim? Mai repetați o dată ultima întrebare, doamna Claudia. Deci mi s-a spus că plătesc pe un an, ori deci nu mai pierd rezervarea. Deci pot să plătesc așa din 6 în 6 luni, de exemplu. Sau cum să spun, deci de 2 ori pe an. Da, eu din câte știu se plătește pe tot anul, câte luni sunt. Dacă plătiți în ianuarie, atunci până în ianuarie anul viitor. Întotdeauna riscați să vă pierdeți locul dumneavoastră de parcare dacă nu mergeți să depuneți cerere pe următoarea perioadă de timp. Dacă nu depuneți cerere, locul devine automat liber și atunci primul care vine și cere loc sau sunt în așteptare, va primi acea persoană locul de parcare a dumneavoastră. De fiecare dată când știți că vă expiră perioada de parcare pe cât ați plătit, mergeți cu o lună înainte, depuneți cerere că vreți să vă prelungiți. Dumneavoastră aveți prioritate pe acel loc, cum ar veni. Este locul dumneavoastră. Îl plătiți mai departe. Da. Doar dacă nu îl mai plătiți, atunci în următoarea perioadă va fi dat celui care vine primul sau este în așteptare. Vă mulțumim pentru telefon, doamna Mariana. Oamenii spun că vreți să faceți, sau sunt de părere, că vreți să faceți aceste parcări ca să le luați banii. Și totodată ei nu au încredere că hoții nu le vor sparge mașinile, nu le vor fura benzina din rezervoare. Ce metode de siguranță veți aplica? Și vă întreb asta deoarece probleme referitoare la siguranță iluminat sunt și în proaspăt aerisitul cartier Micro 16. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să vă și citesc o reclamație care spune așa: 200 de lei pentru ce? Pentru două linii de marcaj? Pentru ca să găsesc locul de parcare ocupat? Pentru ce să plătim? Pentru siguranța autoturismului personal pe care îl găsim ori lovit, ori spart? Pentru paza inexistentă? Pentru iluminatul inexistent? Pentru ce plătim? Ca să-și cumpere fiecare proprietar sistem de blocare pe banii lui? Ca să se certe vecinii între ei pentru că oricum locurile nu sunt suficiente dacă stăm să judecăm la rece? Unde să parcheze 40 de mașini pe 6 locuri? Rușine! Cum le răspundeți? Atât celor care eu nu vreau să fiu obraznic, de obicei nu sunt obraznic, dar eu zic rușine să fie domnului care vorbește așa. Nicăieri nu sunt 6 locuri doar de parcare, asta în primul rând. Își găsește locuri de parcare ocupat dacă nu și-a făcut rezervare, dacă și-l găsește
ocupat trebuie să sune, să vină, să l-amendeze pe acea persoană. Mai are și varianta în care să nu aibă ocupat locuri de parcare și cumpără acel blocator. Și da, dacă sunt mai multe locuri de parcare, deși vă spun eu că nu toate locurile de parcare sunt încă în ocupate micro 16, la următoarea emisiune, dacă vreți, vă aduc o situație clară cu câte locuri sunt parcate, sunt ocupate. Sunt unele parcări care sunt ocupate, dar majoritatea încă nu sunt ocupate în total, în totalitate și stau pe stradă încă, ceea ce nu vor mai avea voie nici de acum încolo. Și doi la mână. Dacă tot sunt mai puține locuri de parcare, cum spune domnul, mă bucur că am creat măcar mai multe decât au fost până acum și măcar acele persoane au în plus un loc. Domnul Dorel este cu noi la telefon. Alo, vă auzim? Alo, bună seara. Bună seara. Spuneați ceva înainte că un loc de parcare ceva de 180 de roni. Eu știu că e 200 parcă, nu? 200, mă rog, 180 sau 200. Tocmai am achitat. Prima dată era la 180 și pe urmă s-a aprobat la 200 de lei în hotărârea de Consiliu. Aveți dreptate. Îmi cer scuze, greșeala mea. De ce 200, nu 180? Ce vreau să vă întreb, în micro 16 s-a făcut lucruri de parcare, e ok. Problema este când are primăria în vedere să fie iluminate și monitorizate. Asta e ceva mai pentru aia, 200 de roni, mă gândesc că atâta merităm. Da. S-a rezolvat și problema securității mașinilor, cât de cât. Da, vă răspund și la această întrebare. Mulțumesc. Proiectul nostru a fost pentru, sau cel puțin a serviciului meu, a fost pentru înființarea acestor garaje. Mai avem serviciul de iluminat, care are un proiect pentru tot orașul, unde sunt cuprinse toate parcările, toate străzile, tot ce vrem să modernizăm. Și în plus și cele actuale trebuie modernizate. Este un proiect la nivel de primărie, deja știe și electrica, știe toată lumea. Din câte știu eu și acela este spre licitație. Anul acesta se vor obține finanțări și pentru el și se va pune pe tot locul. Deci nu are legătură doar cu micro 16, cu acele parcări, 5 parcări sau 10 sau 11 câte am creat. Are legătură cu tot orașul. Și fiecare aceste parcări vor fi prinse. Cu iluminat cu LED, din câte am înțeles, se vor reduce foarte mult cheltuielile. Și până atunci, ce trebuie să facă ca să se ferească de hoți? Haideți să vă spun. Eu o să, dacă doriți, vedeți că la fiecare emisiune, în funcție de întrebări, la cealaltă emisiune vin tot timpul documentat, o să vă aduc o situație să vedeți câte spargeri, câte mașini s-au furat, câte spargeri și furturi au fost declarate și au avut la poliția locală și poliția municipală pe perioada existenței garajelor și câte sunt acum. Să vedeți că sunt cel puțin de 10 ori mai puține spargeri. Da, perioada din momentul în care garajele din micro 16 au fost dărâmate și parcările construite și până acum este puțin cam mică, ca să facem o comparație. Facem media, între... nu ne punem să luăm un an anume sau un an. Facem comparație, facem o medie pe lună, pe an și în funcție de asta o să vedeți că este mult mai puțină rata. Și vă spun motivul. Toată lumea are impresia că dacă mașina lui nu e în garaj, gata, o să fie spartă, furată sau așa mai departe. Vă spun eu, atunci când se vede din 10 unghiuri, adică este într-un quartal de blocuri, șansa de a fi văzut un hoț că lucrează ceva la mașină de atâția locuitori este mult mai mare decât atunci când stă între garaje și poate să lucreze liniștit când vrea el și cum vrea el la cele garaje. Bineînțeles, vis-a-vis de iluminatul public, mult mai mult și mai eficient și va fi mult mai de mare ajutor dacă vor fi iluminate și iluminate parcările. Majoritatea sunt. Astea care le-am făcut anul trecut, nu am reușit să finalizăm și partea de iluminat public, dar anul acesta, în primăvară, vis-a-vis de acel proiect, nu contează, ele vor fi iluminate toate perimetral, toate vor fi iluminate public și la fel vor fi la fel și celelalte din 17 prinse cu și micro 16 sunt deja trase tubulatura și toate pe dedesubt sunt toate țevile trase, doar trebuia să vină bugetul de investiții să putem să prindem și corpurile de iluminat și să le dăm drumul. La fel va fi și micro 17. Tragem tubulatura, se trag canale, prima dată de scurgere apei. Chiar azi domnule am fost... Băbuț, trebuie da, să vă rog. Spun că ora de emisie s-a încheiat. Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să veniți încă o dată și sper să nu fie ultima dată când veți veni în studiul Informația TV. Păi dacă vom discuta despre garaje, vom putea să vedem încă până nu vor fi demolate. Vom putea să vedem în fiecare săptămână, vor fi discuții cu siguranță. V-am spus
chiar la începutul emisiunii, sunt 1839 de garaje care vrem să le demolăm, 1839 de păreri și de povești și a fiecărui proprietar vor fi. 1839 de probleme. Dragi telespectatori, vă doresc un weekend cât mai plăcut. Nu uitați, doar la Informația TV se spune adevărul, de luni va fi și mai interesant.